În cele ce urmează, vine în fața dumneavoastră o domnișoară talentată, are mai multe hobby-uri pe care le face cu succes și cu brio foarte, foarte frumos. Vorba multă sărăcia omului, tu știi cine urmează? Nu știu. Nu ți-am dat desfășurătorul, nu ia uite de cine urmează. Aoleo, Miruna Mândruț. Bună seara, Miruna Mândruț, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și bună seara. Eu o să o las pe Miruna să vorbească cu mine, pentru că pe tine nu te cunoaște. Să știți, doamnelor și domnilor, că Miruna este elevă la școala gimnazială din Botiz. Așa este? Da. Și pe lângă școala din Botiz, tu mai ai încă o școală. Școala de arte din Satul Mare. Cine ți este profesor? Vasile Chioran. Pe care îl și salutăm. Domn profesor, să trăiți că trebuiți. Pe lângă activitatea ta muzicală, tu mai ai un hobby. Da, fac modeling de câteva, de 6 luni aproape. Mult, foarte mult. Agenția, poți să ne-o spui, pentru că sunt partenerii noștri. Little Divas. Little Divas din Satul Mare, pe care îi salutăm și le mulțumim. O să vedeți pe parcursul acestei serii, o să avem și manechini din agenția Divas. Ca să nu uit, vestimentația este oferită de către Dor Satu Mare. Cosmin Mureșan, prietenul nostru, și Sebastian David sunt alături de noi. Doamnelor și domnilor, vorba multă sărăcia omului, Miruna noastră a venit să ne cânte, așa că să ne cânte Miruna Mândruț. Hai, faină mă fă cu mama.
m-am născut de mică. Mulțumim frumos, Miruna Mândruț, mulțumim, ne-ai cântat, ne-ai încântat, ești frumoasă, moroșancă, frumoasă, talentată, nimic de spus, doamnelor și domnilor, aștept stropitorii pe mâine, bănuiesc. Da, 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 normal. O să te întreb și pe tine exact așa cum l-am întrebat pe Gabriel, dacă ai un iubit. Nu am, din păcate. Din păcate? Sau din fericire. Ei, ia uite-te, vezi, Dacian, pune mâna pe microfon, ai văzut? Nu eram pe fază, vorbeam cu Ciprian Buziță, tocmai a venit. Hai să refacem nostru întrebarea. Ai iubit? Nu. Atât. Nu. Dar știi de ce a zis nu? Pentru că știe că se uite și tata la televizor, de aia a zis nu. Poate și de asta. Ai văzut? Tata, da, e gelos? Nu am. E gelos tata? Pe tine? Nu. Măi, încă nu știm cum este tata cu adevărat. Mulțumim frumos, Miruna Mândruț. Cred că a venit și momentul să dăm puțină publicitate, pentru că Dacian tot asta îmi zicea, nu știu din ce cauză. 5 minute pauză. Publicitate.